Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, bine v-am regăsit în această frumoasă dimineață de noiembrie. A trecut și Halloween-ul, ne-am speriat, nu ne-am speriat, e mai complicat de spus, dar un singur lucru este foarte clar. Cei din Rădăuți, cei de la PSD Rădăuți, au motive serioase de a fi extrem de speriați, cum vă spuneam, din vari motive. În această dimineață, cum v-am promis ieri, îl avem alături de noi, aici, la Taco Loco, pe, nu știu cum să-i spun, încă viceprimarul de Rădăuți, viceprimarul independent de Rădăuți, domnul Bogdan Loghi. Bună dimineața, domnul viceprimar. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Mulțumesc frumos pentru invitație. Și într-adevăr, acum mă gândeam când spuneați că are și un viceprimar încă independent. Deci până acum Rădăuțul a avut de toate cu această chestie. Mai puțin. Deci, da, nu a avut primar, nu a avut consiliu local, acum există și speța asta din păcate. De ce din păcate? Ce s-a întâmplat? Spuneți, luați-o cu început. Ca să înțeleagă și urmăritorii noștri, până miercuri, nu, sau până marți, ați fost viceprimar PSD. Da, am fost viceprimar PSD. Ce s-a întâmplat marți? A fost o ședință la partid? A fost o ședință la partid, dar nu a fost prima, pentru că au mai fost ședințe prin care mi s-a atras atenția că trebuie să respect linia partidului. Bineînțeles că am pus întrebarea, domnule, dar eu știam că linia partidului nu te face să fi timorat în fața camerei de lua vederi sau de a nu avea o părere, chiar dacă aceasta este mai contundentă în ceea ce privește acest partid. Dar, din păcate, cu toate că am vorbit și la forurile superioare, să spunem așa, ale partidului, se pare că eu nu am înțeles linia partidului PSD, deși credeam că este mai mult decât ok, dar din câte s-a văzut la vot, se pare că eu sunt persoana care nu am ce căuta în acest partid. Adică, de ce? Ce vi s-a reproșat mai exact? Mi s-a reproșat că ies public, că fac declarații public și că nu mă consult cu domnul primar înainte să fac o declarație. Cu tot respectul, dar am încercat 3 ani de zile să învăț ceva de la domnul primar și, credeți-mă, nu am vrut să mă virusez. Adică explicit, eu, din punctul meu de vedere, funcția de primar este o funcție extraordinar de importantă pentru, și reprezentativă, pentru că tu, practic, duci mesajul municipiului, orașului, comunei, mai departe și la nivel mai înalt, nu doar în fața cetățenilor. Ori nivelul de reprezentare contează foarte mult. Din acest punct de vedere, a cunoaște limba română, a cunoaște gramatica limbii române și a fi plăcut înțeles de către cetățeni este un lucru foarte important. Doi la mână. În momentul în care observi niște probleme în partid, în administrație practic, acolo, de acolo pleacă totul, nu este ok să taci din gură și să spui, domnule, nu avem voie să vorbim în public, trebuie să fim uniți. Să fim uniți pentru ce? Eu, din câte mă aduc aminte, am depus un jurământ pentru Consiliul Local, pentru Rădăuțeni. Eu n-am depus un jurământ pentru Nistor Tătar că l-apăr din orice poziție. L-am sprijinit, a avut Consiliul Local, după cum am mai spus, cu 2 formațiuni total opuse ideologic Partidului Social Democrat, respectiv UPR, care vine din zona USR Plus, să zic așa, și PMP. Deci vă dați seama, dacă se uita cineva pe hârtie și se uita la alianță, la partide, spunea niciodată așa ceva. Dar am garantat eu că lucrurile se desfășoară în regulă, corect, și atunci am spus, domnule, dacă tot a fost Rădăuțul atât de aruncat în probleme, haideți odată să ne unim să facem ceva. Și domnul primar nici măcar o clipă nu poate să spună că nu a avut majoritate în Consiliul Local. Majoritate pe care eu am garantat-o și am susținut-o. A, că lui nu-i convine, că nu a făcut cu alt de la în perioada respectivă. Pare rău, nu este vina mea. Trebuia să facă, eu i-am spus. Am avut o discuție exact înainte să pună viceprimarul atunci și a spus că Bogdane, zice, ești conștient că în configurația asta nu știu dacă poți să ajungi viceprimar sau... Domnul primar, mie nu mă interesează nicio funcție. Faceți, nu știu, probabil cu ALDE, că atunci așa era, noi aveam 7, ei 3. Aveau majoritatea simplă din prima. Vorbiți cu cei de la ALDE, puneți viceprimar și așa mai departe. Nu s-a putut. Nu mai comentez de ce nu s-a putut, pentru că deja este un subiect închis. Dar faptul că am făcut această majoritate i-a configurat, l-a făcut să aibă probabil cel mai ușor Consiliul Local pe care l-a avut vreun primar vreodată.
În afară de perioada în care era domnul Frunză și avea majoritatea totală. Da. Deci, Bogdan Loghin i-a garantat primarului Nistor Tătar majoritate în Consiliul Local. V-ați ținut de cuvânt? Sigur. V-ați ținut de cuvânt. Acum, ce s-a întâmplat pe parcursul timpului? Da, dacă puteți cumva... Unde, da. Unde s-a rupt relația între noastră și exact. Nistor Tătar? Mi-am făcut zilele acestea pentru că, vă dați seama, totuși nu am o experiență extraordinară în politică și... mi-am notat toate problemele de-a lungul timpului și ca să pot să-mi dau seama exact de unde a început. Așa mi-am dat seama că totul a început din momentul în care eu am început să aduc anumite, adică nu că acuze, dar îmi spuneam părerea când se întâmplau ședințele. Aveam idei. Greșeala mea că aveam idei. Idei în ceea ce eu am o problemă cu transparența. Știți? Și eu venind din perioada aia în care am făcut transparență inclusiv pe atribuirile directe, eu am venit din inerția aia și îmi spuneam părerile în continuare. Ori încet, încet am fost izolat din ședințe, nu am mai avut eu ce căuta pe acolo să spun eu prea multe. Doi la mână. La un moment dat când am văzut că eram atât de expus, că asta este și înainte de campanie și după aia eram luat de mânuțe pe la toate televiziunile ca să crească probabil ratingul, dar... La un moment dat, parcă și acum țin, era un miercuri sau joi, marți, miercuri, joi, îmi spune domnul primar în birou, știi că vineri este ședință sunt alegeri pentru birou executiv la Suceava. La birou județean. Județean. Așa. Eu când am auzit, domnul, dar trebuia din timp, adică nu se poate în două zile anunț oamenii, dar oamenii știu, i-ați anunțat... Nu, dar ce, că domnule, dacă așa vreau și eu să mă înscriu, vreau și eu să particip la alegeri, la ședință și la alegeri ca să pot să... Domnule, am văzut că a dat ochi așa peste cap, nu am înțeles care era gândul. Ați vrut o funcție în biroul județean al partidului? Da. Dar eu niciodată nu m-am gândit la funcția asta pentru a avea o funcție. Eu m-am gândit în copilăria mea, în naivitatea mea, că poate aduc și eu un plus valoare acolo sau să văd și eu care e pulsul. Ce s-a întâmplat? Ați mai ajuns la ședință? Am ajuns la ședință, cum vorbeam cu domnul primar, când am coborit, dar nu mi s-a spus nimic. Da, propunere alt coleg. Bogdan Loghin nu s-a auzit, nu a existat. Bun, vă dați seama că în momentul respectiv eu nu mi-am dat seama că ei încă de atunci nu au vrut să ajung acolo ca să le fie mai ușor să mă excludă în caz de ceva. Pentru că, fiind în biroul executiv județean, le era mult mai greu. Așa, aici, local, la județ, se ia act și sănătate și la revedere. Eu acum mi-am dat seama de treaba asta, nu mi-am dat seama. Când s-a întâmplat? Când a fost momentul ăla? Acum vreo 2 ani de zile, de ce știu. Păi nu, că alegerile au fost acum la Dumbrăveni? Nu. Biroul județean. Vreo 2 ani, nu știu exact, dar trecut ceva. După aia, ce s-a mai întâmplat? A simțit că ce? Am simțit anumite tensiuni din prisma faptului că imediat după acea ședință am ieșit public împreună cu alți colegi de-ai mei de partid și am făcut o anumită postare. Am fost... Pe Facebook. Pe Facebook, sigur. Iar ați avut inițiative. Da, am avut. Și idei. Ce era în postarea aia așa de dureros? Mă spunea despre cei care au câștigat alegerile în acel punct. Nu pot să reproduc pentru că a fost un pic cam dură, dar am fost presați fantastic în weekendul respectiv. Eu n-am răspuns la telefon, credeți-mă, nu i-am răspuns la telefon, dar ceilalți colegi să scoată acea postare și mai departe. De acolo... Dar n-am fost, eu am fost doar etichetat. În colecta mea. Da. S-a scos, știți postarea? Nu. Deci a rămas. A funcționat încă foarte mult timp, da. Ce spuneați acolo? Că ce? Că nu sunteți mulțumit? Nu sunt mulțumit și că asta este linia partidului în care doar cei care au vechime, nu cei cu inițiative, sunt promovați. Ceea ce s-a dovedit inclusiv acum. Deci ghemul s-a rostogolit până în zilele noastre. Că doar același lucru se întâmplă la nivel central la PSD și la nivel central și la nivel local. Este aceeași linie. Dar faptul că eu părăsind linia partidului, plecând din practic de la firma de la care am plecat, am o firmă cu tatăl meu, de acolo am plecat, firma s-a dus în jos, vă dați seama că nu am mai angajat pe altcineva în loc, a rămas doar tata, o situație foarte complicată și domnul primar știa lucrul acesta. Ori tu să vii să-mi spui, domnule, eu sunt șufă bătrână, nu mai fă din astea, cu asta cumva trec cu vederea, dar vezi că nu este ok ceea ce faci, așa mai departe. Din momentul ăla, i-am spus unui prieten bun de-a meu și nu numai, am spus, domnul primar, nu va mai fi primar și asta vă garantez, pentru că chiar dacă voi merge independent, sunt foarte conștient că foarte multe voturi de la PSD care le-am adus și care l-au susținut, nu le va mai avea.
Nu contează cine va fi, cine va, nu va ieși. Îmi puteți spune în momentul de față ce partide vă cutează? Știu că ați avut, acum dau și eu din casă, am o informație că la momentul din ședința de marți, nu? Parcă a fost ședința la partid, când ieșeați din sală de la Răduț, cineva din public de acolo, dintre seniorii PSD Răduț, v-a strigat mult succes la PNL. Și asta v-ați întors și a spus, s-ar putea să fie pro-România. Da, s-ar putea să fie pro-România. Am înțeles de la un coleg de-a meu că urmează să mă sune și cei de la ALDE. Doar că eu am dat semnalul că deocamdată voi fi doar în familie pentru a-mi putea pune un pic gândurile la un loc. Nu pot să iau decizia, a ieșit, încălzit, gata, mă duc într-o parte sau în alta. Da, am avut, dar mai de mult. Am înțeles. Ce ați avut? Am avut oferte, da. De la cine? Inclusiv de la PNL când a candidat domnul primar. Și nu am... Dar sufletul dumneavoastră acum pentru ce este? Pentru ce? Unde vă simțiți că v-ați regăsit? Atât este de complicat, pentru că eu trebuie să fac o alegere între... Adică să fac să pun în balanță și să mă gândesc așa, domnule, a fost un partid căruia i-am oferit totul, totul, și o formațiune alt partid care practic ia act de ceea ce de eject de la pe PSD. Care l-am primit de la PSD și modul cum pune problema. Vă dați seama că dacă vine un partid, eu am și declarat și a ajuns și în presă, eu voi merge la un partid puternic, cu susținere probabil, că nu poți să mergi nici la cel mai mic partid, așa mai bine mergi independent și măcar îți faci o evaluare a ta și ajungi consilier. Eventual, da. Dar voi merge la partidul care va pune, repet asta, care va pune preț pe calitatea umană, pe sondaje, eventual, și nu pe potența financiară. Ca să fiu foarte clar. Cine v-a sunat? Stan? Rădulescu? Nimeni. Bejenariu? Nimeni. V-a simțit așa un pic părăsit? Nu ar fi prima dată. Aba, ce gust aveți după momentul acesta? Aseară, la birou permanent, biroul județean la PSD s-a luat act, cel puțin așa era în s-a luat act de demiterea dumneavoastră de la, din organizația PSD Rădăuți. Prefectul PSD Suceava trebuie să trimită o hârtie la prefect, prefectul doamna Mirela Domnică, care trebuie să ia act de faptul că v-a încetat calitatea de membru și cred că luna viitoare nu veți mai fi, nu prindeți Crăciunul în funcție de viceprimar. Nici Sfântul Andrei nu-l prindeți. Da, într-adevăr, la noi în România execuțiile cam în jurul Crăciunului se întâmplă. În zona asta, da, cam, să vină iar. Da, păi le-am și urat colegilor mei Crăciun fericit după ce m-au executat. Nu ați avut nicio discuție, nu a încercat nimeni de la partid, nici domnul Stan, domnule, viceprimarul nostru, chiar lăsăm așa lucrurile să explodeze? Ca să fiu foarte clar, pentru că lucrurile s-au depășit, eu niciodată, dar niciodată nu am fost și nu voi merge la cineva să-l trag pe cineva de mânică, să spun, domnule, eu știți, am o problemă, știți... Când am fost la congresul în care a fost aleasă doamna Viorica Dăncilă, domnul primar nu a venit toată cu toți primarii. Nu ar fi prima dată, pentru că foarte multe activități la care am participat a venit doar la poză și s-a întors acasă. Chiar am spus, domnule, dacă așa făcea și Ștefan cel Mare, dădea un mesaj lui Preda Buzescu și spunea bastu cu turcii și la urmă facem un selfie și plecăm acasă, nu știu ce s-a întâmplat de neamul acesta. Și atunci, în cercul în care am fost cu primarii respectivi, domnul Stan m-a extras din acel cerc, nu eu m-am dus să-l trag de mânică sau ceva. Și mi-a întrebat, zice, domnul vice, dar ce se întâmplă la Rădăuți? Nu, președinte, eu cred că dumneavoastră la nivel central cunoașteți de 1 milion de ori mai bine ce se întâmplă acolo. De unde să știi, domnul Stan, ce se întâmplă la Rădăuți? Nu știu, așa ar trebui ca președintele partidului să cunoască, mai ales la un municipiu atât de important, să cunoască pulsul. Mi-a spus, domnule, noi știm că există probleme, vă rog frumos, nu faceți valuri, nu spuneți nimic. În septembrie, octombrie, venim și tranșăm situația la Rădăuți. Lucru pe care mi l-am mai spus și când am plecat de la congres. Deci de două ori s-a întâmplat, repet, fără să mă duc eu să-i spun, domnule, e adevărat că așa va fi sau nu va fi. Pentru că până la urmă lucrurile astea, dacă nu vin natural și vin doar așa că forțate, nu sunt ok. Mai târziu nu sunt ok. Poate pe moment, am rezolvat o problemă. Dar eu am alt sentiment. Că din cauza că v-ați anunțat supărare atunci când a fost momentul cu tatăl, cu amenințarea pe care v-a transmis-o domnul Nistor, că să fiți mai relaxat, că a fost momentul, că domnule, ăsta vrea primar în locul meu.
Bun, el și-a dat seama probabil... Vroiați să candidați? Eu nu vroiam. I-ați spus că vreți candidat în 2020? Nu i-am spus, încă i-am spus că sprijin. Deci noi 2 ani de zile am funcționat ok, mai mult decât ok. Asta mi-am făcut, că mi-am făcut un pic o retrospectivă, am luat toate dosarele cu dispoziții, pentru că așa este normal, primarul aduce investițiile și viceprimarul urmărește derularea lor în condiții legale, normale și așa mai departe, da? Bugetul care l-am făcut eu în 2015 s-a derulat încă în 2016 și aproape și în 2017, pozițiile bugetare care le-am pus eu atunci în 2015, da, în calitatea de primar. Dar în jumătate din iunie până la sfârșitul anului în 2016, fiind viceprimar, am avut 22 de dispoziții și majoritatea pe investiții. Atenție! În 2017, 33 de dispoziții, majoritatea pe investiții. După aia, în 2018, vreo 19-22, dacă rețin, și în anul 2019, 9, din care numai de fund funcția așa mai departe, pentru că am ridicat probleme de corectitudine. A, deci, exact, ce se întâmplă? Eu, vă spun exact. Ca să vă dau un exemplu, să înțeleagă toată lumea. Domnule, dacă facem în față la Flondori, acolo, da, că am făcut asta, că el ce se întâmplă? Probabil văzând că m-am reușit cu statuia, când s-a întâmplat ceva, domnule, du-te tu, Bogdan, și uite, vezi cum facem să iasă frumos. Am fost la Biserica Catolică, a ieșit ceva frumos că m-am ocupat. La Mihai Eminescu m-am ocupat, sunt și critici, mi le asum, dar nu este ceea ce am vrut eu la Mihai Eminescu, pentru că tot în timp ce am fost în concediu, atunci s-a modificat proiectul și a făcut el repede, ca să spună că a terminat el. Doi la mână, la Flondări. Domnule, dacă este proiect și plăcile alea trebuie montate într-un fel ca la statuie, practic, ai și ceva frumos, că avem un exemplu până la urmă. Da. De ce fix pe mijloc vii și pui toate bucățelea ce ți-au mai rămas pe un palet? Adică, istoricii, da, notează cum s-au cedat moșii, școli, clădiri pentru dezvoltarea țării de către neamul Flondorilor și eu vin în fața acolo și pun niște bucăți că așa au mai rămas pe palet. Da? Și am spus, domnule, nu sunt de acord. Zic, chiar dacă îl pun, vor scoate piata și vor pune la loc. La fel cum s-a întâmplat și cu când s-a montat pavaj în Rădăuți. Domnule, s-a decopertat o lună și ceva, au stat oamenii cu trotuarele decopertate pentru că încă nu era poziția bugetară aprobată și așa mai departe, da? Și nu am nicio problemă, până la urmă mai dai drumul la probleme, nu poți să ții orașul până se întâmplă toate treburile la niște acte. Dar când m-am dus, că și oamenii m-au semnalat. Domnule, dar în stratul ăla suport erau niște bolovan cât masa asta și cu pământ de la Cludor, am făcut fotografii. Am făcut fotografii și am spus, domnul primar, ca să fie foarte clar, eu iau exemplul primarului de la Gălănești, unde acolo s-au învățat toate firmele să vină cu corect să participe la licitație. Dar nu e PNL primarul de la Gălănești? Nu. E tot PSD? Da. Da. Bun. Și am spus, eu îi lăs să pună tot că erau vorba de o suprafață foarte mare, vă dați seama. Și mă duc și iau probă de carotă peste tot cer. Dacă nu este ok stratul suport și mai departe, scoatem tot. Facem totul de la capăt, ca să învețe că Rădăuțul nu este bătaia de joc a nimănui. Ok, ce s-a întâmplat în momentul ăla? N-am fost în dispoziție. Asta e dispoziția. Asta este. Și așa s-au întâmplat mai multe. Pentru deci cum erați un pic critic, cum să luați din schema cu investiția? Da. Și pe cine punea locul dumneavoastră? Cine se ocupa? Că nu se ducea domnul Nistor. Că am înțeles că domnul Nistor a avut o vară mai tumultoasă, așa, a avut o... Care domnul Nistor? Domnul Tătar? Domnul Tătar. Dar el nu are cum, deci el emite dispoziția și președinte trebuie să fie altcineva. Cineva din primărie, nu contează. Am înțeles. Da, interesantă povestea. Ce veți face de acum înainte? Vă duceți acasă, stați, vă liniștiți? Da, împreună cu familia chiar voi petrece copiii puțin mai mult timp, plus mă întorc la firmă, că am fost suspendat de acolo și revin acolo. Problema este că firma, având caracter sezonier, îndată închide mușile, știți? Și asta vreau să înțeleagă și cetățenii, că faptul că eu am făcut și am ieșit în presă acum și am fost exclus pentru că chiar nu mai suportam anumite direcțiuni de la partid total eronate, după părerea mea, nu conferă siguranța că eu la următoarele alegeri am ieșit primar, corect? Da. Dar am renunțat la salar, la pensia specială cu care niciodată n-am fost de acord, mi se pare cea mai mare tâmpenie, adică după 30 de ani la Revoluție, România e praf, nu vezi nimic, orașul, nu mai spun, și tu să iei pensie specială pentru ce?
Din punctul meu de vedere, acum puteți spune mai multe lucruri. Probabil că le puteți, le veți spune, nu le veți spune. Dacă ar fi să faceți o analiză pentru ceea ce a însemnat guvernarea tătar Login la Rădăuți, cât la sută credeți că ar merita să vă aplaudați și cât la sută să vă fluierați? Eu nu trebuie să mă laud eu sau domnul tătar să se laude singur. Asta se vede de la sine, adică trebuie să vadă rădăuțenii. O, sunteți mulțumit de ce ați făcut până acum? Dar ce am făcut în perioada respectivă, chiar mi-am și extras la un moment toate HCL-urile care au fost pe dezvoltare în momentul respectiv, credeți-mă, este dezastruos ce s-a întâmplat în ultimul timp. Mulți mi-au spus, da, bine, acum părăsești corabia, că așa se părăsești. Domnule, bineînțeles că părăsesc corabia, și în modul în care l-am fost... Păi ați părăsit-o odată? Nu, nu, dar... V-au aruncat ei peste bord. Da, dar credeți-mă, oricum, dacă nu mă aruncau ei peste bord, plecam eu. Nu mai merge sau treaba. Sau schimbați pe domnul tătar, de ce nu luați și varianta? O schimb. Eu nu vin să schimb pe nimeni, adică eu consider că de sus trebuie să vină toate lucrurile. Domnule, e ok sau nu e ok în acea organizație? E ok sau nu e ok? Am înțeles, la Rădăuți, dar la nivel de județ, cum mi se pare? Cum merge lucrul? Nivel de județ, vă spun sincer, prin faptul că am fost sau s-a căutat să nu ajung în biroul executiv județean, eu nu prea am avut contact acolo. Dar adică în momentul... Rădăuți, cum se vede Rădăuți? De la Rădăuți tot timpul se vede lucrurile altfel, că acolo oamenii sunt mai special, cel puțin din perspectiva mea. În PSD, cum să spun, se ia act de anumite lucruri și sănătate, nu... Fiecare probabil, organizație cu independența ei. Da, și probabil, na, asta... Din cauza asta a fost și un succes din punct de vedere al mobilizării la vot, probabil și așa mai departe. Nu-mi dau seama că, sincer, chiar nu am făcut o analiză atât de aprofundată pe subiectul de la Suceava, dar vreau să vă spun că eu, în relația și cu doamna Cobuz, și cu domnul deputat Bejnariu, și cu domnul Stan, eu am avut o relație bună, adică oamenii m-au întâlnit, de fiecare dată când ne-am întâlnit și la București, m-au tras deoparte, am vorbit, adică nu a fost o... Bun, la Rădăuți nu au ajuns sau să mă cheme acolo, dar în momentele când ne întâlneam, mă extrageau din cel, că eu nu sunt genul să merg eu acolo, înțelegeți? Și atunci oamenii mă trăgeau deoparte, vorbeam, discutam. De asta spun, la nivel central s-a cunoscut situația de la Rădăuți. Dacă aveau să schimbe ceva, chiar se putea schimba. Bun. Pro-România sau PNL? Am înțeles că asta va fi. ALDE e... ALDE nu pică? Știu... Nu pică nimic deocamdată, pentru că v-am spus, vreau un pic să mă... Un pic care să mă canalizez. Să facem un exercițiu de imaginație în momentul de față. Pro-România, PNL sau ALDE, cu ce ar trebui să vină la dumneavoastră, cu ce ofertă, ca să veniți să candidați pentru ei la viitorul alegeri? Da, nu ar trebui să vină cu nicio ofertă, ar trebui să spun așa. Bogdan, cum vezi tu organizarea structurii locale din Rădăuța acelei organizații? Cum vezi tu să crești acea organizație? Cum vezi tu să schimbi lucrurile în acea organizație? Și să spună, domnule, ai mână liberă pentru toate deciziile tale. Păi nu prea pentru e corect că, așa. Pentru că, se va inventa un Bogdan Login și la dumneavoastră în organizație, da, care vă spune, nu sunt de acord cu Login. Da, vreau eu să fiu, că-s mai cu minte. Scrie undeva că trebuie să fii numai odată exclus? Se poate nu. Mai multe. Nu, odată ce te-ai învățat, a doua oară e mult mai ușor, credeți-mă. Mai sunt consilieri în Consiliul Local care împărtășesc ideile dumneavoastră? Da, sunt. Și chiar sunt din cadrul PSD-ului, pentru că chiar și după acea execuție, mulți mi-au spus, băi, crede-mă, na, mulți nu vreau să vină la acea ședință. Dar nu vreau să comentez mai mult, dar își împărtășesc foarte mult ceea ce spun eu și... Online nu pot să-mi scrie, dar în privat îmi scriu. Am înțeles. Deci aveți susținere mare și în PSD, da, în momentul da, de față. Da. Cât credeți că din organizații va veni alături de dumneavoastră dacă veți face un pas către Pro-România? Din actualul PSD. Din latura tânără aproape toți. Cei mai în vârstă, nu. Cum e domnul Simota și așa mai departe. Care... Domnul Sticleț. Da. Domnul Sticleț, da, și compania. O ultimă întrebare. Ce-i reproșați personal domnului Nistor Tătar în momentul de față? Faptul că deci cu toate că a ajuns la o anumită vârstă, dă dovadă de imaturitate. Faptul că a plecat urechea în altă parte și nu a continuat drumul bun pe care l-am început. Faptul că a preluat stilul nuc, cum îi spun eu, adică nu mai crește nimeni sub dânsul. Faptul că Primăria municipiului Rădăuți merita mult mai mult și mai ales să nu-și piardă demnitatea din anumite puncte de vedere
Și faptul că în loc să urmărească investițiile, urmărește like-urile pe internet și după aia face presiune să nu mai primesc eu like-uri de la anumite oameni, anumite persoane. Da, interesant. Domnule Login, nu poate că să vă urez succes. Destinul dumneavoastră politic o să vi-l croiți acum. Succes în continuare. Mulțumesc foarte mult. Vă așteptăm cu mare drag aici la Tacoloco și numai la Tacoloco, vă așteptăm și studiurile noastre. Domnilor și domnilor, l-am avut astăzi alături de noi pe viceprimarul demis, viceprimarul PDL demis al municipiului Rădăuți, fostul primar al localității, domnul Bogdan Login. Doamnelor și domnilor, ne vedem luni dimineață aici la Tacoloco, iarăși cu invitat surpriză. Un weekend deosebit, cum ar spune colegul meu, colegul Iciu, fabulos.